Fileu de pește pe cale să expire a fost livrat în grădinițele din capitală. Imagini cu acestea au apărut pe rețelele sociale, unde părinții s-au plâns că copiilor riscă să fie hrăniți din nou cu produse necalitative. Deși directorii de grădinițe ne-au spus că nu au observat careva nereguli sau abateri, Direcția de Educație a retras lotul de pește din instituții și declară că așteaptă să fie livrat un alt lot, mai proaspăt. Imaginile cu lotul de pește cu terminul de valabilitate care va expira peste 2 luni au apărut pe rețelele sociale în mai multe grupuri tematice dedicate educației copiilor. Am mers și noi în câteva grădinițe din capitală în căutarea produsului, însă acesta fie că era deja consumat zilele trecute, fie că era retras de către autorități. Săptămâna aceasta noi pește și acest fileu nu l-am primit. Peștele a fost înlocuit să ni se livreze totuși peștele, pentru că el persistă și va fi în continuare în meniul zilnic al copiilor. Și iată, dacă expiră într-o lună, două, se apropie deja termenul. Vedeți, el este în primul rând înghețat, congelat este. Într-al doilea rând, nu se încheie contracte pe un termen mai îndelungat, se încheie pe un termen mai scurt, adică atâta timp cât îl folosim. Nici bucătăresele cu care am discutat nu au observat careva abateri. Totdeauna aduce cu termenul scade. Dar verificați înainte să preparați. Repet, împreună cu directoarea, cu magazinera, sora medicală. Conform regulamentului din grădinițe, peștele livrat este păstrat cel mult 72 de ore, însă de obicei acesta este consumat chiar în ziua în care ajunge în instituție. Astfel, frigiderul din această grădiniță este pustiu, întrucât peștele a fost deja consumat în această săptămână. Iar managerii instituțiilor ne-au zis că firma care a livrat lotul de pește nu a avut anterior careva probleme la capitolul alimentației. De la această companie pește nu am primit, am primit alte produse, dar nu pește. Și totul era în regulă. Această companie, da, totul era în regulă. Da, este la un preț de 79 de lei, dar mai scump un pic, în schimb calitatea este cu mult mai bună. Responsabilii susțin că cercetează acum circumstanțele cazului și vor permite livrarea peștelui în grădinițe doar atunci când se vor verifica suplimentar toate certificatele de conformitate. Termenul aprilie 2021 era pentru un alt lot de pește pe care noi nu o să-l acceptăm în instituții. Noi o să acceptăm pește sau oricare alt produs care are un termen de valabilitate legal și care corespunde tuturor cerințelor și normelor sanitaro-igienice. Însă, întrebat cum a fost permisă livrarea unui produs care era pe cale să expire, șeful Direcției Educație ne-a spus că documentele de însoțire a produsului, nu doar pește, dar inclusiv carne sau alte produse, urmează a fi prezentate în instituție la ziua livrării. Și asta pentru că produsele livrate la grădinițe trebuie să fie mereu cât se poate de proaspete, astfel că este imposibil de a prezenta toate documentele din timp când produsul încă nu a fost fabricat. Anterior însă, primarul general a vorbit de mai multe ori despre neregulile depistate în alimentația copiilor și a amenințat cu demisii directorii de grădinițe, dar și pe cei care se fac vinovați de astfel de abateri. Sector să fie verificate grădinițele și în general să fie făcute aceste controle inopinate. Consilierii PAS au ieșit ieri într-o conferință de presă în care au vorbit despre mai multe abateri semnalate la companiile care livrează produse alimentare în grădinițe. Exemplu, marți avem salată de varză, ciorbă de varză și seara varză înăbușită. Miercuri, salată de sfeclă, ciorbă cu sfeclă roșie și seara vinegret cu sfeclă. Autoritățile municipale au respins toate acuzațiile, iar reprezentanții companiilor menționate nu au fost de găsit pentru un comentariu.